În urma ploilor abundente din ultima perioadă, râurile ies din matcă și rad tot în calea lor. Astfel, mai multor familii din județul Argeș, apele le-au luat tot ce aveau. Gospodăriile au fost inundate, iar animalele la un pas să-și piardă viața în urma furtunilor și viiturilor ce s-au abătut asupra județului nostru. Un caz similar s-a petrecut și în satul Robaia din comuna Mușătești, în care pârâul care în mod normal se menține la dimensiuni destul de mici, noaptea trecută a ieșit din matcă și a inundat gospodăriile din apropiere. Nu este prima dată când se întâmplă asta, iar oamenii spun că de multe ori situația a fost mult mai gravă însă dacă ploile nu vor înceta, sătenii se așteaptă și de această dată la tot ce este mai rău.